Zeci de oameni au fost prezenți la lansarea cărții Vieți Frânte. La venerabila vârstă de 96 de ani, Nenea Mihai, cum îi spun apropiații, a lansat cel de-al doilea album al său, prin care își dorește să împărtășească din experiențele sale ca prizonier în lagărele de muncă forțată. La 96 de ani, Mihai Eisikoviț consideră că este de datoria lui să împărtășească experiențele trecute pentru a evita repetarea lor. În cartea Vieți Frânte 1940-1948, autorul a descris pe larg experiențele prin care a trecut de-a lungul anilor în care a fost prizonier. Scriitorul s-a născut la Gherla, într-o familie de evrei. În tinerețe a petrecut 3 ani în detașamente maghiare de muncă forțată, iar după 3 ani de muncă aspră, foame, fric și umilințe, a fost 4 ani prizonier de război la ruși. Deși l-au marcat, încercările la care a fost supus nu l-au doborât, ci dimpotrivă l-au întărit. Alături de el, în sala Bibliotecii Județene din Baia Mare, au fost zeci de cititori, fiica acestuia, prieteni, dar și membri ai comunității evreilor din Sălaj.